Bună ziua, oameni frumoși, și bine v-am regăsit. În primul rând, vreau să vă urez un sincer la mulți ani pentru noul an, să aveți parte de tot ceea ce vă doriți în anul acesta și să scăpați de toate greutățile. Astăzi vom face etalarea pentru luna ianuarie 2022. Etalare pentru zodia Leu, ascendent lună în zodia Leu. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Puteți avea de face în luna aceasta cu semne de apă, rac, scorpion, pești, cu semne de foc, berbec, leu, săgetător, cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn. Aveți și două arcane majore, una situată pe poziția provocărilor, iar cealaltă pe poziția surprizelor. Foarte interesant. Apar schimbări în luna aceasta, schimbări foarte frumoase. Energia principală vine cu cavalerul de bâte, care duce sau vorbește mult despre viteză, să zicem, sau nerăbdarea pe care o veți avea în luna aceasta ca anumite lucruri să se întâmple. Vorbim și de multă impulsivitate. Aveți o energie foarte bună, dar și foarte multă agitație în luna aceasta. Vorbim de foarte multă intensitate. Ei bine, aveți multă poftă de viață, foarte multă pasiune, entuziasm. Aici vorbim și de anumite drumuri pe care poate unii dintre dumneavoastră le veți face în luna aceasta sau plecați la un drum, începeți ceva și de aici nerăbdarea, dacă lucrurile să se miște în direcția pe care dumneavoastră vi-o doriți. Pentru că aici vorbim despre un start foarte bun, dar ce nu știți este faptul că finalul este un pic neprevăzut, imprevizibil, da. Nu știți exact la ce să vă așteptați, dar haideți să vedem. Oricum, vorbim de schimbări, aveți doi cavaliere aici, va trebui să faceți și anumite alegeri legate de sufletul dumneavoastră. Aici vorbim de surprize foarte plăcute, de o dragoste foarte frumoasă, dar și de o decizie. Poate să alegeți între două persoane, poate să vă decideți dacă să faceți un copil sau nu, poate fi vorba de o alegere între două locuri de muncă, dar, per total, o energie care vă bucură. Aici parcă apare așa un mesaj care vă cam îngrijorează. De ce? Mă schimbă viața radical, dar e un mesaj care vă provoacă o grijă de moment. Poate vă ia pe nepregătite, de aici energia cavalerului de bâte. Dar veți avea parte de un noroc foarte mare și în relațiile sentimentale și în legătură cu o colaborare la locul de muncă, în relațiile de prietenie, de familie. Lucrurile sunt într-o continuă mișcare. Probabil este o lună încărcată pentru dumneavoastră. Provocarea vine cu nebunul. Nebunul care aduce noi începuturi riscante. Din nou avem energia aceasta de a decide, dar parcă sunteți la o răscruce de drumuri, nu știți ce ar fi mai bine pentru dumneavoastră. Haideți să vedem între ce și ce ar trebui să alegeți sau apare un noroc să ieșiți dintr-o stagnare, dintr-o pauză, dintr-o situație în care stați de ceva timp și aici, da, apare o soluție, o variantă prin care să ieșiți din zona respectivă, dar, bineînțeles, asumându-vă anumite lucruri. O nouă cale care vă și obosește foarte tare, vă și maturizează foarte mult în același timp. N-aș putea să spun că ar putea fi vorba de o relație sentimentală sau de un loc de muncă sau de o situație financiară. Poate fi vorba despre orice situație în care vă regăsiți. Aici poate fi, da, într-adevăr, poate și o a doua șansă într-o relație sentimentală după o perioadă în care lucrurile nu au funcționat, dar este o relație greoaie. De aici, din nou, ne ducem cu gândul la un risc, dacă vă asumați, poate să meargă sau să nu meargă.
Dacă vorbim de un nou loc de muncă, apare norocul acesta. Ca să ieșiți din zona de... Poate nu munciți de ceva timp, apare oportunitatea, vă angajați, dar nu știți ce va fi pe viitor, dacă va fi ceva de lungă durată sau nu. Pentru că pe moment parcă semnați un contract determinat. Și așa mai departe. Deci, diverse situații în care vă aflați, apare norocul acesta, dar provocarea e că nu trebuie să sperați sau să aveți așteptări mult prea mari din punctul respectiv de vedere. Surpriza vine cu temperanța. Surpriza vine prin echilibru. Va fi o lună în care veți fi foarte calmi, veți avea parte de foarte multă armonie, liniște, liniște sufletească, poate vă împăcați cu cineva, poate vă împăcați cu o situație, vorbim de foarte multă siguranță, veți fi foarte eficienți în luna aceasta, dar vorbim și de foarte multă modestie și timiditate, ia să vedem. Găsiți soluții prin calmul pe care îl dați. De care dați dovadă, vorbim de situații din destin karmice, situații care vă sunt menite, surprize care vă sunt menite, poate fi, poate avea legătură cu o mutare, cu o schimbare importantă în viața dumneavoastră, cu o șansă care vi se ivește, vi se deschide o ușă, vi se deschide o oportunitate, după multe sacrificii, poate fi vorba de o sarcină, de o mutare în casă nouă. Un început, aflați vești bune legate de situația aceasta. Vă plecați undeva, e un noroc, primiți cadouri, primiți vești bune. Și lucrul acesta va aduce liniște sufletească, energia temperanței, da? Da, văd că iubiți foarte mult, veți fi iubiți, rezolvați și o problemă în dragoste, veți avea loc de muncă, veți avea ocupație. Da, și dispare o suferință. Dacă suferiți după cineva, să știți că situația se va schimba radical. În dragoste, din nou, avem cavalerul de monede, care aduce stabilitate, siguranță, încredere, un nou început, mult mai sigur, faceți pași spre o nouă relație, spre a vă înțelege mai bine, se concretizează o poveste de dragoste, se materializează, da, poate vă mutați împreună pe viitor și vă faceți planuri vis-a-vis de situația aceasta. Momentan, nu prea se poate. Aici există un dezechilibru, poate nu este o lună extraordinară din punct de vedere sentimental sau mai ales în situația în care aveți o relație serioasă sau poate aveți așteptări mult prea mari de la persoana iubită. E posibil să fie și situația aceasta, dar ieșiți dintr-un blocaj aici. Poate unii dintre dumneavoastră treceți printr-un divorț și așteptați să se finalizeze totul. Discuții legate de un partaj, de un divorț, poate fi de o despărțire, de actele casei, nu știu, să împărțiți un bun cu persoana iubită, creșterea copiilor, copilului, apar anumite amânări, anumite stagnări. Sunt și situații în care lucrurile merg spre bine, dar și situații care parcă ajung la un final și trebuie să se schimbe ceva, să se întâmple ceva. Din punct de vedere profesional și financiar avem doiul de cupe, care vorbește de parteneriate, de discuții care poate să vă aducă beneficii aceste discuții, da, situații pe termen lung, planificați ceva, semnați un contract, faceți niște cursuri care o să vă ajute foarte mult, situații care apar brusc, se termină brusc, decizii care trebuie luate brusc, situații care vă cam dau așa peste cap. Este o lună încărcată din punctul acesta de vedere. Poate ați încercat să vă angajați undeva sau să faceți, să vă deschideți o firmă, dar nu ați avut suficientă experiență. Dacă aveți anumite examene de dat, mare atenție în luna aceasta, că nu este o lună extraordinar de bună pe planul acesta. Sau să nu vă grăbiți în momentul în care dați anumite răspunsuri. Sunt situații care, pe care le așteptați de mult timp să se rezolve și să știți că se vor așteptarea aceasta ia sfârșit. Așteptați poate un răspuns, așteptați o rezolvare, aici se va strecura și o minciună sau cineva încearcă să vă mintă, să vă manipuleze. Aveți o lună bunicică, nu aș putea să spun că nu, mai ales că eforturile pe care le depuneți dumneavoastră sau tot ceea ce ați făcut până acum ați clădit în timp,
și nimeni nu poate să spulbere ceea ce ați clădit dumneavoastră, dar aveți anumite așteptări, nu știu, fie de la un loc de muncă, fie așteptați o sumă de bani, nevoie să aveți grijă, că aici aveți tendința de a fi manipulați, probabil, de o persoană sau cineva își va arăta adevărata față. Din punct de vedere al sănătății, puneți accent pe partea fizică, aspectul fizic. Aveți reușit aici, poate aveți un deficit de vitamine, de ceea ce trebuie să aveți grijă. E situația, da, prin care ați mai trecut. Noi că... E o situație probabil de la lună la lună, poate sau pe o perioadă de timp, da? La un anumit timp, dumneavoastră trebuie să faceți un tratament sau să țineți o cură, poate. Apar vești din străinătate, de la un drum mai lung, parcă vă îngrijorează sănătatea cuiva de la un drum mai lung, dar tot așa e o situație mai veche, deci nimic nu este nou ce ține de sănătate și nu vă vizează pe dumneavoastră în mod direct, pentru că vă văd sănătoși tun. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi, vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!